Mihai Lăcătuș a învățat să facă buciume de la tatălui, care știa meșteșugul de la bunicul. Treaba cere îndemânare și talent. Coaja fiartă de mesteacă însudează cele două părți. Pare lucru ușor, dar buciumul trebuie să sune bine, secret pe care meșterul nu ni-l poate arăta. Liniște, suntem la o școală din delta Dunării. Bătrânii pelicani sunt sus, dau lecții. Tinerii sunt jos, lutesc și iau aminte. Și, în sfârșit, pauză de gândire.